Cu asociația, reamintesc, e înființată în 2008. Am uh, întreprins mai multe acțiuni în funcție de contextul istoric, uh, care vizau un, să spunem, un același program pentru București, adică o viziune de dezvoltare care să stimuleze uh, potențialul Bucureștiului IT-ul, industriile creative un oraș aerisit, cu o șosea de centură, cu stimularea transportului în comun, cu uh, limitarea urbanismului haotic. Deci un întreg program. Acest program uh, poate vă mai aduceți aminte, în 2008 a fost semnat un pact pentru București între principalele ONG-uri care se preocupau de București atunci și toți politicienii care candidau. Toată lumea l-a semnat, nimeni nu l-a respectat. Uh -huh. După aceea, ca asociație am, ne-am exercitat rolul ăsta de critic al administrației al, al partidelor. În 2012 am candidat independent la primăria capitalei. Acum este momentul ca toată această energie, toți oamenii care s-au implicat în acest program să aibă o umbrelă sub care să candideze ca să ocupe chiar pozițiile care, prin care să iau deciziile care țin de București. Deci, asociația a făcut o critică, a făcut propuneri care de cele mai multe ori n-au fost ascultate. Acum țintim politicul ca să ajungem acolo de unde se iau deciziile.